Bună seara, sunteți în direct la emisiunea Dilemele Zilei, o emisiune în care, așa cum v-am promis de seara trecută, vorbim cu gorjenii plecați în Europa, încercăm să stăm de vorbă cu cât mai mulți, vedem ce planuri au, cum trăiesc acolo, se află în izolare, în carantină, au trecut cu bine peste acest moment, sigur că momentul încă nu a fost depășit, dar poate că erau în izolare și dacă li s-a încheiat sau nu perioada respectivă. Încercăm să stăm de vorbă cu cât mai mulți cetățeni și din județul Gorj, desigur, vrem să avem o imagine de ansamblu a situației în care sunt implicați în general gorjeni, dar nu numai despre gorjeni, vorbim despre și despre regiune și despre țară în general. Avem o veste bună, o veste bună care până la urmă ne trimite într-un aer de normalitate și de transparență, pentru că de o săptămână, chiar de două săptămâni, autoritățile centrale în mod inexplicabil și incorrect au cenzurat informațiile legate de numărul de cazuri pe județe. De astăzi, de dimineață, se pare că presiunile jurnaliștilor au dat roade, jurnaliști din toată țara, și avem și o statistică pe fiecare județ în parte, așa este corect, așa este normal să se întâmple, pentru că cel mai bine este să comunici informația, nu să o ascunzi sau să omiți să o transmiți, pentru că orice omisiune duce la dezinformare și dezinformarea duce la manipulare. Ar trebui să fie conștiente de acest lucru autoritățile, mai ales că au și constituit un grup de comunicare și la nivel central și am înțeles că de curând și la nivel local, așadar a trebui comunicate aceste informații în mod transparent. Adevărul nu va face rău nimănui, din contră, cetățenii vor fi și mai mult conectați la ceea ce se întâmplă și poate vor sta și mai mult în casă, și să știți că de la o zi la alta se vede acest lucru. Poate aceasta este soluția, în mod cert aceasta este soluția, pentru că am văzut cu toții și am avut exemple și avem exemple foarte multe că sistemul de sănătate nu face față și cu atât mai mult nu va face față atunci când vom ajunge la 10.000 de infectați sau mai mult decât atât. Așadar, aceasta, izolarea aceasta, poate că este una dintre soluții, și am văzut și o statistică, deși nu mai bag mâna în foc pentru absolut nicio informație decât cele comunicate din surse oficiale, grupul de comunicare de la nivel central, Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne, aceste surse, atât, deși și aici se poate face mult mai mult decât în momentul acesta. Stăm de vorbă, sau încercăm să stăm de vorbă în această seară, eu și Claudiu Matei, alături de mine, ca în fiecare zi de joi, tragem concluziile aici la Tele3. Bună seara, Claudiu! Bună seara! Încă se mai caută date, se mai documentează. Din păcate, nici o zi fără decese, și au fost acum pe seară, a fost încă un lot, dacă pot să mă exprim așa, poate nefericit, de decedați. 107 români sunt înregistrați în acest moment ca victimele coronavirusului. Toți aveau alte afecțiuni, așadar această boală le-a grăbit sfârșitul. 107 victime, am trecut astăzi de 100, așadar. Vorbim și de județul Gorj. În județul Gorj am aflat și noi oficial astăzi că suntem la 6 victime, eram de dimineață la 7, după care s-a ajuns în această seară la 8. A fost o eroare de comunicare, una peste alta, și-au revenit cei de la grupul de comunicare, grupul local, și pot să vă spun că în acest moment în județul Gorj sunt confirmați 7 cetățeni. Ultimul este un bărbat din Cărbunești care se află internat la secția boli infecțioase. Încă nu avem stabilit acest canal de comunicare, să sperăm că în zilele următoare se va lua o decizie și să sperăm că vom avea informații bune, corecte, la zi pentru dumneavoastră, să nu le mai verificăm pe unde apucăm, pe surse, prin telefoane, pe Messenger, pe WhatsApp și prin alte locuri. Cel mai bine se comunice tuturor aceleași lucruri, să nu mai avem erori în transmiterea informației. Vorbim cu gorjeni plecați în Anglia, în Italia, iată, Italia, unul din epicentrele epidemiei, pandemiei mondiale. Să sperăm că îi și prindem la telefon, au colegii mei toate datele, am discutat cu acești gorjeni, am căutat să avem concetățenii noi noștri, să vedem ce fac, se pregătesc să vină în țară, rămân acolo. E important să avem această comunicare creată, să vedem ce mesaje, ce trăiri, ce stare de spirit. Avem
datele la zi despre județul Gorj, așadar 7 infectați. Era bine să avem și, Claudiu, nu e așa, era bine să avem și câți din acești 7 sunt vindecați. Vreo 4 sau 5 sunt, nu, vreo 4 sunt bine. Avem și 2000. Sunt ok. Dar trebuie să spunem că cu toții sunt asimptomatici. Da, avem 2313 gorjeni în izolare și 362 în carantină. Așadar, iată, se reduce acest număr, dar se pare că și datele acestea vin dinspre autoritățile sanitare, nu le-am găsit în altă parte, dar tot pe surse trebuie să le dau, nu pot să spun de unde, pentru că fiecare ne trimite la altcineva să luăm informații și tot așa ne învârtim în cer. Se pare că va crește numărul carantinaților în județul Gorj în perioada următoare, așadar se confirmă teoria, ideea că așteptăm un nou val de gorjeni, de români înaintea sărbătorilor pascale, dar aceștia trebuie să știe că vor trebui să treacă prin izolare sau să intre în carantină dacă au de gând să ajungă în România, în Gorj, pentru a petrece sărbătorile pascale aici. Mă rog, sărbători pascale cu sau fără ghilimele, pentru că aproape sigur nu vor avea loc manifestări religioase în biserici sau în aer liber, date fiind restricțiile din ordonanțele militare. Claudiu, am avut o mare greutate în a obține informații și tu și eu și toată lumea din presa locală și din presa centrală. Urmează acum o etapă reparare a ceea ce s-a întâmplat până acum, pentru că n-a înțeles nimeni de ce s-a pus dopul, cepul acesta să nu mai avem niciun fel de date cu privire la ceea ce era mai important, ce era relevant, infectații pe județe, o statistică foarte importantă la nivel local, toată lumea vrea să știe, să afle, să... Și fiind ținut așa în beznă, cum se zice, în necunoaștere, nu știu care era obiectivul, de ce au făcut treaba aceasta, până o să avem legătura cu sunați pe rând la cine răspunde. Avem gorjeni cu care ne aducem, să vezi, Claudiu, o surpriză, ne aducem aminte cu drag de ei, pentru că o să vezi, o să ne reîntâlnim cu unul dintre foștii noștri colegi. Dacă vorbesc cu prieteni și colegi de-ai noștri care... Da, dacă doresc să intre. Îl avem pe unul dintre gorjenii plecați de mai mulți ani în Anglia, dacă mi-au spus bine. Colegi l-am sunat pe Tibi, dacă pot să-i dau prenumele în această seară, un gorjean stabilit în Anglia, să vedem ce se întâmplă, ce îi se întâmplă, care e situația acolo, prin ce trece. Bună seara! Bună seara! Tibi, ești în direct la emisiunea Dilemele Zilei la Tele3 din Târgu Jiu. Vrem să stăm de vorbă cu gorjenii plecați din județ, vrem să vedem ce se întâmplă, veniți, nu veniți acasă, care este situația, în ce stare te afli acum? Ești acolo cu familia, cu toții sunteți bine? Care este situația? Da, eu sunt cu familia, eu sunt răcit, sunt izolat deja de o săptămână. Nu am mai ieșit din casă ca să nu îmbolnăvesc pe ceilalți. Este o răceală sau are... Deci nu are legătură cu coronavirus. Nu se știe că aici nu se fac teste. Fiecare trebuie să stea în casă. Și dacă sunt suspiciunul, se ia legătura cu autoritățile militare, medicale, să se facă teste? În cazul în care se va persistă foarte mult, da. Am înțeles. Deci, practic... În cazul în care seba este de 38, 39, de pe 2-3 zile, nu trebuie să apelăm la medici.
Acum ești în regulă, văd că se persistă o tuse din aceasta. Moral ar fi trebuit să fie, dacă sunt simptomele acestea de coronavirus, dacă numai un medic poate să stabilească, ar fi trebuit să fie și un test acolo. Ceilalți membri din familie sunt în regulă, sunt bolnavi, răciți sau? Cumva stai izolat de ei într-o cameră separat sau sunteți împreună cu toții? Nu, mă feresc, mă feresc că de mult pot ca să nu... Pot să cumpăr soc în tușa. Am înțeles, practic ești în izolare de o săptămână. Izolarea expiră după două săptămâni, după 14 zile? Da, da. Da. Da, și... Multă sănătate îți dorim. Mai, înainte de a te îmbolnăvi, lucrai, erai la serviciu sau care a fost povestea? Da, da, lucram, da. Da, lucram. Și angajatorul ți-a recomandat să mergi acasă sau singur te-ai, sau cum a fost? Păi, după hotărârea de guvern, imediat, ziua următoare, toate companiile mai puțin importante de punct de vedere al sănătății și-au închis activitatea. Am înțeles. Și acum ești acasă, beneficiezi de un venit ceva sau care este situația materială, financiară? Păi depinde de fiecare firmă. De fiecare are un istoric financiar. În funcție de istoricul acesta financiar, o să beneficieze de niște ajutoare din partea statului. Am înțeles. Ce se întâmplă cu ceilalți? Știu că mai ai un frate acolo, mai ai și alte rude. Ei cum sunt? Sunt tot în izolare? Sunt, lucrează? Nu lucrează nimeni. Nu lucrează nimeni? Ei sunt bine? Cum stau cu sănătatea? Da, sunt bine, da. Copiii, totul în regulă? Nu lucrează. Pentru că există riscul acesta de... Da, îmi pare rău, chiar nu mi-am dat seama, nu mi-am purtat discuția pe Messenger, nu mi-am dat seama că chiar ești bolnav, de pare destul de serioasă. Treaba, tratament, ceva, beneficiezi de tratament, de consultații medicale, nu știu. Nu. Ministerul Sănătății a recomandat, are niște recomandări foarte strict. Deci izolarea ar fi... Izolarea ar fi prima dintre acestea și tratamentul, da. Cine ar trebui să-l recomande, să-l administreze? Dacă e nevoie de tratament, pentru că... Acolo cum? Aveți medic de familie? Care este procedura? Sau mergeți la spital? Cum vă... Deci este și medic de familie? Medic de familie nu mai lucrează. Nu mai lucrează. Da, cam... Nu mai lucrează și trebuie să sunăm la urgențe și atunci există un protocol. Am înțeles. Voi sunteți rezidenți acolo? Deja sunteți cu acte în regulă? Am înțeles. Eu voiam să vin în țară, dar datorită situația actuală nu mai pot veni și compania Wizz Air mi-a dat bani acolo. Deci îți făcusei rezervare să vii la Târgu Jiu, practic. Da. Și ai renunțat, rămâi acolo până cât va dura toată povestea aceasta. Da, da. Mai ales că nu ți s-a făcut testul acesta, era destul de riscant, să știi, și e bine că, mă rog, fiecare ia o decizie și pentru sine, dar mai ales pentru cei apropiați, mai ales că locuiești în același spațiu cu ceilalți membri ai familiei,
trebuie să ai grijă de toată lumea și mai ales de cei în vârstă, pentru că știu că mama e în vârstă și știm foarte bine că cei în vârstă sunt expuși, mai ales dacă au și alte suferințe. Da, da. Da. Claudiu, dacă... Acolo cum este? Iese lumea din casă, se circulă, nu se circulă, sunt disciplinați, mai primesc amenzi? Da, sunt disciplinați, da, cumpă sunt disciplinați. Mai sugestez, da, sunt disciplinați. Românii de acolo cum se comportă? Respectă deciziile autorităților? Zic, respectă dispozițiile de rămânere acasă. Da, da. Cum este? Urmărești ce se întâmplă în România? Da, urmăresc. Știi că da. Cum este în Anglia față de România? Știi. Anglia este mai tăcută, nu este așa... Panică mai așa mare ca la noi? Cum procedați? Când aveți voie să ieșiți din casă? Sau, mă rog, în cazul tău iese altcineva, bănuiesc, la cumpărături, pentru facturi, pentru... Păi... totul se face pe internet. Inclusiv cumpărăturile, alimentele? Da, cumpărăturile se fac pe internet sau comunitatea are... un grup de voluntari, în cazul în care avem nevoie de ceva, putem să luăm legătura cu ei ca să ne aducă alimentele necesare. Am înțeles. Tibi... La magazin, cumpără și ne lasă produse de la ușă, noi le lăsăm bani. Fără avea contact cu ei. Da, sincer, mie îmi pare rău că te-am prins bolnav. Nu mă așteptam să fii bolnav în perioada aceasta. Îți doresc multă sănătate. Dacă ai un mesaj pentru cei de acasă, pentru cei din Târgu Jiu, din Gorj? Da, știu că da. Dragilor, stați acasă, dacă vă iubiți familiile, acesta este singurul remediu. Am înțeles. Da, îți mulțumesc pentru faptul că ai acceptat să intri prin telefon cu noi, cu mine și cu colegul meu și cu gorjenii până la urmă, să auzim și vocea celor care au plecat de acasă. Iată unul dintre foștii locuitori ai municipiului Târgu Jiu care s-a hotărât să rămână, dată fiind și condiția medicală prin care trece acum, să rămână acolo și să aibă grijă și de familia de acolo și de familia de acasă, de părinți, de mamă. Mulțumesc pentru participare, pentru cuvintele pe care le-ai transmis. Nu pot să-ți doresc decât sănătate, pentru că ai nevoie în aceste momente de ea și să ne auzim cu bine și sănătoși data viitoare. Da. Doamne ajută, o seară bună, îți dorești ție și familiei. Claudiu, iată, chiar nu știam că e bolnav, e răcit. Sperăm că nu are un diagnostic nedorit gorjeanul nostru, târgujeanul nostru și totul este în regulă. Chiar părea serios afectat de această răceală. Sperăm că e doar o răceală și nu și altceva. Mi se pare ciudat că nu a fost verificat, testat, întrebat de... Noi nu vrem să panicăm oamenii, dar trebuie să difuzăm știri cu ce se întâmplă în județul Gorj, pentru că sunt unele informații de-a dreptul revoltătoare. Spre exemplu, bărbatul care a fost confirmat astăzi pozitiv de la Târgu Cărbunești, a fost adus la boli infecțioase de la spitalul din Târgu Cărbunești miercurea trecută și după câteva zile i-au dat drumul acasă.
a stat în boli infecțioase, scrie și în acest dajul pe Facebook, dar aceasta este și informația care a ajuns la mine, ar fi stat cu cineva în salon, deși acolo parcă erau izolatoare. Și a fost externat. Care a fost logica din care a fost externat, nu-mi dau seama. Și după ce a fost externat, îi vine testul, rezultatul testului pozitiv. Deci ca să vezi așa ceva. Am mai văzut chestiunea asta la Suceava, cred, sau în altă parte din țară. Acum, groaznică altă situația asta. Informație, și asta este oficială, este chiar de la directorul Direcției de Sănătate Publică, domnul Narcis Stoian. Ai voie să faci publică? Poate da. Se trezește. Nu, am acceptul dumnealui. Din cauza faptului că la nivelul orașului nu mai există locuri necesare carantinării, cei de la DSP, domnul director de acolo, s-a deplasat împreună cu două echipe în zona Rânca pentru a identifica spații de cazare pentru persoanele care intră în țară, în România, din zona roșie. Și au încheiat cei de la DSP două contracte cu primăria Novaci și primăria Baia de Fier pentru cabanele din stațiunea Rânca. De asta seară se carantinează în Rânca aproximativ 250 de persoane, 260 de locuri de cazare. Locuri de cazare. Pardon. Peste tot este plin. Plin. În restul localităților. Și care este logica? Românii vin acasă din străinătate ca să stea în carantină. Cu 14 zile înainte de Paști, cu două săptămâni, exact în jurul acestor date, 4-5 aprilie. Stau 14 zile în carantină, ies de Paște, sunt acasă cu familia. Alte județe nu mai au unde să carantineze. Și la noi este toți cei care au acceptat sunt full ocupați. Alții nu au acceptat. 360. Eu trebuie să te întrerup pentru că avem acum la telefon, cu siguranță că o să-ți facă plăcere, la telefon pe Florin Carlaunț, fostul nostru coleg, da, stabilit în Italia, la Roma. Bună seara, Florin! Bună seara, alături de mine, dacă nu știu dacă ai observat, Claudiu Matei, dacă ne urmărești. Salut, Florine. Se aude puțin cam... Nu ne-am auzit și nu ne-am văzut de 20 de ani. Da. De da. Când a plecat din Târgu Jiu. 18 ani. Da. Ne eram mai tineri, mai așa, acum s-a schimbat. Mai plăbut, mai frumușei. S-a schimbat lucrurile. E bine că văd că ai o stare de spirit pozitivă. Deși pozitivă, sigur că ne-ai ungea. Este afli într-una din țările greu încercate de acest virus nemilos, în Italia, la Roma. Cum este acolo, la voi? Ce faceți? Cum să fie, Eugen? Tensiune ca peste tot în Europa. Încercăm să fim pozitivi. Sunt semnale pozitive în acest sens. Deși fiecare seară, la ora 18, aici, Biroul Central de la Protecție Civilă din Italia anunță fiecare zi, cum a spus, la ora 18, situația, o situație generală pe toată Italia. Ce pot să spun? Că încă se continuă să moară, se moare. 760 de persoane în ultimele 24 de ore au murit. Ce să vă spun? Voi ce faceți acum? Sunteți acasă? Sunteți în... Cum ieșiți? Suntem ieșiți acasă. Doar la cumpărături? Eugen, mai lucrați? Suntem, nu mai lucrați? Nu, suntem acasă, suntem izolați, respectăm cu strictețele regulile care se impun aici. Avem marele noroc, avem magazinele și supermercatul, alimentarea, farmaciile aproape de noi. Deci ne putem să coborăm fără să avem probleme cu declarații, cu carabinierii, cu poliția, să spunem unde am fost, unde am venit. Deci nu ne deplasăm mai mult de 50, maxim 100 de metri de locuință de rezidență.
Foarte bine. Purtați mănuși, sigur că mască. Mănuși, mascherine, le avem pregătite mereu, mai avem o mașină. Dacă este cazul să ieșim două izolate, le avem. E totul pront. E totul la îndemână. În Roma cum este față de celelalte regiuni? În Roma situația e un pic, ca să vă spun, un pic mai bine, mai blândă. Nu sunt atâția morți. Sunt în jur ce pot să spun, ca să dau o cifră așa. Până la ora actuală, pe Roma, sunt 200, 300, maxim 300 de morți. Sunt în jur de 4.000 de contagiați, de infectați. Dar în același timp se numără, astăzi am văzut la 18, și o situație generală bună a celor care se recuperează, celor care se sănătoșesc jenic după. Da, ești plecat de mult timp din țară, nu știu când te-ai întors ultima dată, când ai fost la Târgu Jiu? Sunt sincer, nu știu când a fost anul trecut. Anul trecut. Anul trecut am fost în Târgu Jiu și, dacă vrei să spun sincer, până la capăt, vroiam să vin, că aveam un pic de treabă, vreau să la casă, dar văzând condițiile actuale, am preferat să rămân la Roma, să rămân aici. De Paște, zici. Ca să nu creez alte probleme și prietenilor, familiei mele, cât și mie rătunată. Și am preferat să stăm pe izolare în Roma. Florina, trei chestiuni aș vrea să te rog dacă să-mi răspunzi. Sunt probleme, medicii au echipamente, mai rezistă, pleacă din sistem, adică demisionează sau se întâmplă chestiuni de genul ăsta? Nu, din fericire, pot să-ți spun, nu? Da, te rog. Din fericire, nu se întâmplă ce se întâmplă în România, nu știu care este motivul, sau știu și mai bine mă abțin. Aici pot să spun așa, cu date exacte, din ce m-am documentat, din ce m-am informat, s-a făcut în data de acum 10 zile, mi se pare, 10 cămă, s-a făcut o cerință, a fost o problemă a voluntariatului, s-au cerut, în jur de 300 de persoane au fost chemate ca voluntariat, sistemul medical. Vreau să vă spun că au răspuns la apel, la acest apel, 7.000 de persoane. A fost și este și la ora actuală o solidaritate lăudabilă, totul remarcabil, la pot să dea un ajutor, pot să dea o mână, sunt special tineri care se duc în ajutorul celor care sunt de gardă, celor care ne rămân și luptă pe baricade cu această epidemie, cu această problemă. Am înțeles. A doua chestiune, se dezinfectează străzile pe acolo, ce fac autoritățile pentru... Claudiu Dragnau, din ce știu eu, scazul izolate, ce am văzut cu dezinfectarea străzilor, cu mașini, cu imbraunice, chestii izolate. La noi în zonă, lângă Roma, unde stau eu, nu am văzut nicio astfel de dezinfectare, nu. Am înțeles. Și apoi, din punct de vedere economic, voi cum vă descurcați, adică ca și lucrători, ca și angajați? Sunteți în șomaj tehnic sau care este forma de protecție a oamenilor? Se lucrează și s-a lucrat. Premierul de aici, premierul Conte, s-a lucrat pentru cei care sunt în șomaj, pentru care cei sunt acasă, să le ofere ajutor în cel mai scurt timp posibil. Cei care lucrau sunt trecuți în șomaj, sunt trecuți pe liber, sunt trecuți și au vacanțe plătite, anticipate. Deci se găsesc și se caută tot felul de măsuri ca muncitorul și citadinul sau persoana, cetățeanul, să nu ducă lipsă de nimic, să primească banii de la stat, ce are de primit ajutor, să primească salariile, pensionarii, să-și primească pensiile, fac tot ce este posibil în cel mai scurt timp să primească oamenii ca să nu ducă lipsă, să aibă ce pune pe masă și să aibă ce da nepoților și copiilor de mâncare. Am înțeles. Da, ceilalți, mă rog, țineți legătura cu ceilalți gurgeni români de acolo, ei cum sunt? Da, Eugen, bună întrebare. Să știi că eu am o grămadă și eu ca și tot, dar de altfel am o grămadă de prieteni peste tot în lumea asta și sun pe WhatsApp, pe Messenger, ne auzim, ținem legătura, ne întrebăm care este situația, care este starea de spirit a lor. Țină legătura, să știi, cu marea majoritate a celor care îi cunosc eu, încep să țină legătura, ne auzim.
nu sunt probleme, suntem în Spania, Anglia, Franța, sunt pe carantină sau izolați, respectă regulile care se impun. Acolo, dacă aveți o problemă medicală, unde sunați primată, unde apelați? Medicul de familie? Da, sau? Eu, medicul de familie, Eugen. Primul lucru care se face, avem număr, avem toate, de, cum suntem noi la medicul de familie, sunăm, Doamne ferește, da, dacă sunt probleme, simptome, sau la medicul de familie, îi spunem ce simptome avem, ce se întâmplă și la rândul ei ne spune dacă e cazul să rămânem acasă, dacă e cazul să vină personalmente să vadă asta sau dacă este cazul să sunăm la mai departe la urgențe pentru simptome mai grave. Starea de spirit acolo care este între românii care, mă rog, unii stabiliți de mai mulți ani, alții veniți sezonier la lucru, vin acasă, nu vin, se întorc, vor să întoarcă de sărbători, nu vor, ce planuri au? Ce să spun, ca să vedeți că ironia soții s-a întâmplat exact în perioada când tot românul vrea să vină acasă de Paște, vrea să fie acasă alături de familie, de prieteni, ca ironia sorții. În rest, ce să vă spun, sunt cei care au venit acasă, care continuă să vină, sunt mulți care nu au servicii regular, sunt mulți care nu se descurcă cu banii, nu reușesc să plătească chirii, nu se rezolvă. În rest, marea majoritate a mici prietenii mei care sunt aici sunt bine puși, stau bine și preferă să rămână aici. Deci nici măcar pe discuția de plecat în România în perioada asta. Da, procedura aici este clară. Cine se întoarce în zonele roșii, Italia e una dintre ele, ajunge direct în carantină. Știu. Deci nu are altă șansă să fie lângă familie. Și este foarte corect. Și a fost un caz, nu știu dacă ai urmărit din presa din România, un tânăr care s-a întors din Anglia și a infectat mama și din păcate femeia respectivă nu mai trăiește. Da. Uite, ce tragedie pentru o prostie, pentru ce? O inconștiență, practic. Există, trăiți cu temere, trăiți cu asta sau aveți, mă rog, ați trecut peste... Nu, de ce? Nu vreau să mint, avem și noi temerile noastre, avem și noi frica noastră. Mergem cu Dumnezeu înainte, sperăm să fie bine, să ne revedem cu bine, să ne întâlnim cu bine, să ne salutăm, să ne îmbrățișăm. Da, cei de acasă știu, le-ați comunicat că nu mai veniți, nu mai au înțeles? Din Târgu Jiu, cei din Târgu Jiu. Am auzit, am ținut legătura și știu despre ce, înțeleg situația și se rămâne pe loc de pauză. Da, un mesaj pentru românii de afară și românii din țară? Românii de afară, românii din țară, să dea Dumnezeu să... Românii de peste tot, da. O să treacă, să ne revedem, să ne auzim cu bine, să fim sănătoși și să ne putem îmbrățișa cu drag. Am înțeles, mulțumesc, mi-a făcut plăcere să ne reauzim. Eu să v-am auzit. Da, după atâția ani, o s-a seară bună și multă sănătate. Cu o relatare de presă, așa, da, ca și corespondent e... de la Roma, corespondentul TR3 de la Roma. Este da. în priză, cum se zice, da. avea reflexele încă de pe vremuri, păstrate pe reflexele de presar, cum se zice, și ne-a transmis de acolo foarte bine ce se întâmplă. Chiar mi s-a părut că are o stare de spirit foarte bună, pozitiv și cu un mesaj de asemenea pozitiv pentru toată lumea. Mă așteptam să fie puțin căzut, dar nu este, nu era, era chiar în regulă, deci l-am și întrebat dacă ei se tem sau oricine se teme de, mai ales când ne uităm la Italia și ne uităm la știrea televizor, ne îngrozim pe alocuri, spune că la Roma nu este chiar atât de neagră situația, este și acolo, dar în general oamenii respectă indicațiile autorităților, dacă au magazine lângă bloc, nu se duc la 20 de kilometri la supermarket și în general protejându-te pe tine, protejești pe ceilalți. De asemenea, al doilea Gurjan, iată, care spune că va rămâne de sărbători în acolo unde se află, în Gurjan din Italia. Am vorbit și cu celălalt coleg, celălalt târgujean din Anglia, de asemenea rămâne
acolo unde s-a stabilit și nu ajunge, iată, chiar și-a anulat, cum spune, și-a anulat călătoria în România pentru că are o condiție medicală, era răcit, să sperăm că nu este vorba și de alt ceva, o să ținem legătura. Claudiu, până la urmă, a spus ceva important Florin de la Roma, ca să fie totul în regulă. Autoritățile organizează conferințe, comunicări în fiecare zi la ora 18 și se transmit absolut toate datele. Nu rămâne nimic în aer, nu rămâne nimic necunoscut, nu rămâne nimic omis, pentru că omisiunea înseamnă dezinformare în toate legile comunicării, dezinformarea înseamnă manipulare. Corect. Și nu e bine să fie așa, pentru că... Și oamenii ne acuză pe noi, că noi, că jurnaliștilor, manipulați, că dezinformați. Din cauza că nu aveam confirmarea unor, oficial a unor informații, și atunci acesta este riscul. Nu că scrie și o altă prietenă din Italia, putem să, uite, mi se pare că în Italia se face conferință de presă în fiecare seară și se dau infectați, morți, vindecați pe fiecare regiune în parte. Îmi scrie. Da, chiar am văzut o inițiativă, nu mai știu, la un parlamentar din România, care spunea, doamne, și pe cartiere să dăm, și pe asta, să știe lumea să se păzească. Poate, așa, cunoscând realitatea, stăm mai mult în casă. Poate asta e șansa noastră, să mai stăm încă o săptămână, două în casă și să sperăm că în felul acesta vom învinge virusul acesta, pentru că, să fim serioși, nu ne comparăm cu Italia. Italia, care aproape a cedat din punct de vedere al sistemului de sănătate, ori dacă se întâmplă în România, s-a întâmplat acolo, eu cred că vom vedea multe drame, multe tragedii, și poate că aceasta este soluția supremă pentru noi, să încercăm să stăm cât mai mult acasă, să nu transmitem acest virus. Cum spunea și Claudiu, aproape toți, dacă nu toți, gorjenii depistați cu COVID-19 au fost asimptomatici. Și practic, dacă nu se ajungea în situația de a fi depistați, puteau să iasă din izolare, din carantină și să transmită acest virus. Cred că a fost și ca un caz al unei, o situație de genul acesta, o femeie venită de afară și a dat virusul asimptomatic, a dat virusul unui gorjean care a ajuns la boli infecțioase. Omul n-avea nicio treabă, s-au întâlnit. De-aia e bine să spuneți adevărul, să comunicați datele exacte, că tot veniți acasă, veniți în țară, să știți că se intră în carantină, în izolare, după care se începe perioada aceasta a sărbătorului. E adevărat, Paștele e o sărbătoare care se petrece în familie, poate Crăciunul mai mult decât atât, Paștele o sărbătoare cu caracter religios mai pregnant și presupune, de fapt, chiar o participare colectivă la această sărbătoare, ieșirea din locuință, merge la biserică, la cimitir. Știm foarte bine, sunt acele tradiții, special în zona, în mediul rural, dar și în orașe. Foarte greu de crezut că se va întâmpla acest lucru. Claudiu, am avut astăzi o comunicare dinspre, cred că Alexandru Rafila, da. Spunea că spre mai s-ar putea să mai relaxeze cu aceste constrângeri. E optimist sau? Da, e optimist, probabil vrea să ne dea și o speranță. O speranță, că dacă îi vedem pe specialiști la televizor că ne comunică date de acest fel, și asta e, până la urmă, mesajul care trebuie să ajungă la populație. Este că poate, mă văd oameni la televizor, că toți vorbesc la telefon și nu sunt atent la ce se discută. Da, verificăm informații. Aici, da. Nu, primesc informații, ne scriu medici, asistenți, toată lumea din sistemul medical, și tocmai primeam o informație acum. Vorbeam chiar cu asistenta de pe ambulanță, care a fost solicitată la Cărbunești pentru a-l transporta pe bărbatul
testat pozitiv astăzi, se află în autoizolare, dar paradoxul este că sunt două chestiuni. Pe lângă faptul că acel bărbat a fost adus la boli infecțioase și externat, fără nicio logică, înainte să vină rezultatul testului, echipajul de pe ambulanță care a intrat în contact direct cu acest bărbat de la Târgu Cărbunești, fără să poarte echipament de protecție, nu a fost testat nici până astăzi. Deci sunt de exact o săptămână în autoizolare. Nici măcar nu i-au trimis în izolare? A, sunt în izolare. Nu. Deci oamenii lucrând în sistemul medical au fost conștienți. Și au anunțat. Pentru că am spus și aici în emisiune, conducerea ambulanței a trimis acasă. La ieșirea din tur a zis, ce să vă spun, nu e nicio problemă. Păi pe bune, păi omul era în autoizolare. Bărbatul care a fost confirmat astăzi venise din Anglia, am intrat în contact cu el. Nu, duceți-vă acasă, nu știți. Și norocul a fost că, conștienți fiind, s-au autoizolat. Asistenta chiar a plecat în alt județ, într-un județ vecin, într-o garsonieră pe care o are acolo și nu stă nimeni în ea. Ca pe la 1 zi, în aceeași zi, să zică Direcția de Sănătate Publică, băi, izolați-i pe aia. Și oamenii se izolaseră singuri, că așa de cum ți-am zis. Conducea ambulanței trimisese acasă, în familie. Problema este că după o săptămână nu au fost testați. Oamenii stau cu teamă. Chiar discutam cu... Poate că cei de la DSP ar trebui mâine să-i trimită... Da, doamne, deci este foarte important. Să recolteze probe de la cei trei sau cât sunt. Și la DSP sunt probleme. Uite, pe fiecare centru de carantină sunt câte doi reprezentanți DSP plus asistenți comunitari pe schimburi. La 10 centre active, nu știu câți oameni sunt. 20-30 de oameni. Adică personalul este terminat, full. Da, ce mai am? Mai am informații pe aici? Stați să văd ce pot citi și ce nu. Nu cred. Stați un pic. Ce liste pot trimite oamenii? Doamne, nu. E incredibil și până la urmă și oamenii sunt absurzi. Se acționează din punctul meu de vedere... Mă exprim greu și îmi caut cuvintele pentru că nu vreau să jignesc pe nimeni, nu vreau să fiu acuzat că cine știe, domnule, ce are Matei cu nu știu cine sau cu nu știu cine. Domnule, se acționează uneori corect, alteori inconștient sau nu se acționează deloc. Uite, alt mesaj ca să vedeți. 70% din donatorii de sânge dintr-o zonă, nu știu să citesc, nu știu să pronunț în italiană, da. Castiglioni, da, foarte aproape de unde a început toată nebunia în Italia, au de 70% din donatorii de sânge au rezultat pozitiv, asimptomatici. Se pare că au și anticorpi și se va folosi plasma pentru a trata bolnavi. Deci nu aruncă... Nu. Deci asta e o informație foarte tare. Încă o dată, oamenii din sistemul medical sunt stresați, sunt îngrijorați, le este teamă de tot ce se întâmplă. Alții au acasă persoane din familie cu probleme medicale grave. Sunt nu și mă apuc să zic medici cu ce. Probleme. Da. Bine, pe lângă faptul că sunt și medici bolnavi, dar și cei care lucrează în sistemul medical au acasă familii, nu știu, mama, tata, bolnav grav, cu cancer și așa mai departe. Nu, de teamă că pot fi infectați în spital sau unde lucrează, la ambulanță sau pericol, la DSP, nu se mai duc acasă. Se izolează de familie și de... Da. Ceilalți. Sunt probleme foarte multe în sistemul medical. Da, și din păcate veștile sunt în continuare proaste. Jumătate oră în care am stat de vorbă cu cei doi gorjeni din Italia și din Anglia au mai apărut alte decese. Am ajuns la 114 morți în România.
bărbați, femei trecuți de 60 de ani, Arad, Vrancea, Galați, Sibiu și restul din Suceava. Iată, harta țării începe să dea cât mai să dea decese indiferent de zonă. Din păcate, cei care sunt răpiți de lângă noi sunt bătrânii, sunt cei care au nevoie de ajutor medical și ei sunt primii răpuși de coronavirus. 114 morți, cum spuneam, iată și notița de la începutul emisiunii. Aveam 107 când am început emisiunea, Claudiu, și s-au mai adăugat încă 7 confirmări venite. Din păcate, după ce s-au produs decesele, se pare că sunt din ce în ce mai multe astfel de situații. Aflăm că au avut coronavirus după ce au decedat, după ce au murit, și vârstele sunt de asemenea în media cunoscută: 64 bărbat, femeie 83, bărbat 77, femeie 77, bărbat 81 și iată și un alt bărbat 71 și de asemenea un alt cetățean, un bărbat de 34 de ani, de asemenea decedat. Rezultatul pozitiv a venit abia astăzi, 2 aprilie. Decesul s-a produs pe 28 aprilie. Avea o boală renală, stadiul final, era un dependent de dializă, acest bărbat de 34 de ani. Practic, șansele sunt reduse de supraviețuire când sunt boli din acestea foarte grave și o dependență de sistemul medical. Era obligat să meargă la dializă, probabil foarte des. Ajungem încet încet și spre pauza de publicitate. Vorbim în ultima parte a emisiunii, nu plecați, vorbim cu un gorjean aflat în izolare. Vedem ce ne transmite, ce gânduri are, de asemenea o discuție telefonică, desigur, imediat revenim. Raico anunță cele mai bune oferte din gama Husqvarna în cadrul campaniei de primăvară 2020. Până în luna iulie vă așteaptă reduceri uimitoare la moto-unelte, moto-ferăstraie și mașini de tuns gazon. Moto-unelta 122C la prețul de numai 799 lei, cu pornire ușoară și comenzi intuitive. Mașina de tuns gazon LC140 și motoferăstrăul 120 Mark II au un preț special. Mari reduceri și la motoferăstraie, la cumpărarea cărora se oferă cadou o șină și un lanț Oregon. Pentru lucrări silențioase, alegeți utilajele pe baterii. Încărcătoarele și bateriile Husqvarna sunt compatibile cu toate utilajele. Motoferăstraie, motounelte GuardView, mașini de tuns gazon și trimere. Raico vă așteaptă în rețeaua de magazine din Novaci, Piața Centrală, Târgu Cărbunești, Strada Trandafirilor, Turceni, Platforma Termocentralei, Motru, Calea Severinului, Badeș, Sat Apa Neagră și Târgu Jiu, Strada Victoriei, numărul 112. Telefon 0253-210-736. Raico, dealer autorizat Husqvarna. E al naiba de greu să fim cei mai buni. Minprest Serv S.A.R.O. Vinari, unitate autorizată de instituțiile abilitate ale statului, efectuează servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare în spațiile publice și private din județul Gorj. Cu experiență de peste 15 ani în domeniu, societatea Minprest Serv S.A. utilizează produse biocide avizate de Ministerul Sănătății, dezinfectanți care elimină microbii, dar care nu dăunează mediului înconjurător și sănătății umane. Relații și comenzi la numărul de telefon 0730-088-18 sau la sediul Minpreserv S.A. din localitatea Vârst, numărul 263, oraș Rovinari. Minpreserv S.A., partenerul tău de încredere în lupta cu virusii, microbii, insectele și dăunătorii. Vă e dor de cozonacii rotofei ai bunicii, de plăcintele rumene și aburinde, de foietaje fragede și cornuri cu gem sau cremă de ciocolată? Prea complicat să vă pierdeți vremea la cuptor? Lăsați patiserii cu tradiție să vă răsfețe.
La patiseria Aida, toate produsele sunt proaspăt coapte în fiecare zi. Aveți încredere că și copiii mănâncă ceva dulce, bun și proaspăt, nu congelat. Cei mai buni cozonaci și produse tradiționale românești, prăjituri gustoase, proaspete, cu frișcă naturală, la patiseria Aida. Pentru comenzi, sunați la 0720 009 977 ori mergeți direct la patiseria Aida din Târgu Jiu, Bulevardul Nicolae Titulescu, vis-a-vis de Liceul Pedagogic, în complex favorit din Piața Mică sau la punctele de vânzare din centrul orașului. Aida, patiserie cu multă pasiune. Universitatea Liberă Internațională din Moldova, prin Centrul de Consultanță, Orientare și Selecție pentru Studii Laulim din Târgu Jiu, oferă cele mai mici taxe de studii. Facultate 400 euro pe an, masterat 450 de euro pe an, specializarea de licență în psihologie 500 euro pe an, iar masteratul 600 euro pe an, specializările la masterat în științe sociale 500 euro pe an. ULIM înscrie prin selecție de dosare la studii de licență și masterat la facultăți acreditate, cursuri frecvență redusă în sesiunea de vară între 1 iunie 15 august și sesiunea de toamnă între 20 august 1 octombrie. ULIM are cele mai diversificate specializări și vă invită să vă înscrieți la una din facultățile. Nivelul 1, studii licență, facultate, științe sociale și ale educației, relații internaționale, științe politice și jurnalism, drept, informatică, inginerie și design, științe economice, nivelul 2, studii masterat, științe sociale și ale educației, informatică, inginerie și design, drept, științe economice, relații internaționale, științe politice și jurnalism. Centrul de Consultanță, Orientare și Selecție pentru Studii la ULIM, în Târgu Jiu, strada Eroilor, numărul 6. Vino și tu și studiază la ULIM, universitate de prestigiu internațional. Școala Gimnazială Constantin Săvoiu are o ofertă educațională diversificată și de înaltă calitate, care asigură atingerea standardelor de învățare și promovarea valorilor europene într-un climat de siguranță fizică și psihică. În unitatea noastră școlară veți întâlni cadre didactice care desfășoară lecții și activități educative de înaltă ținută profesională. Un mediu inclusiv care facilitează implicarea părinților și a membrilor comunității. Personal didactic preocupat de organizarea de pregătiri suplimentare pentru obținerea performanței, cât și pentru prevenirea eșecului școlar. Profesori inimoși care asigură consultații gratuite la disciplinele de examen română și matematică. Specialist care oferă servicii de consiliere psihologică. Clase cu mobilier nou, laboratoare de informatică, bibliotecă dotată, cabinet medical, pază și supraveghere video permanentă. Vizitați-ne școala, precum și pagina de Facebook Școala Gimnazială Constantin Săvoiu. Telefon 0253-213-306. Școala Gimnazială Constantin Săvoiu. Pentru viitorul strălucit al copiilor noștri. Am revenit la emisiunea Dilemele Zilei. Am spus că vorbim și cu un gorjean în izolare. Înainte de asta mai stăm de vorbă cu un târgujean plecat peste hotare. Vedem cum trăiesc această pandemie, această nenorocire cei de acolo. Un gorjean plecat cu familia în Franța. Un colaborator al emisiunii noastre. Ne stăm de vorbă destul de des pe diferite teme. Și înainte de această poveste discutam destul de des.
Radu Ciocoiu, cred că este legătura făcută. Vedem dacă vin acasă, nu vin. Care este starea de spirit a celor de acolo. Bună seara, Radu! Bună seara, bună seara, ție și de Sfântării Bartec. Am vorbit cu, da, cu Târgu Jien din Anglia, din Italia, cu fostul tău coleg Florin Carlaonț de la Roma. Acum vrei să stăm de vorbă și cu tine. Care este situația? Sunteți tot la domiciliu? S-a înrăutățit povestea acolo? Veniți, nu veniți acasă? Depinde de zona. Sincer, depinde de zona. Acolo în situație, noi suntem în confinament, înainte sau la domiciliu de mai departe de 26 de zile. Asta pentru faptul că noi am început izolarea mare acum suntem înainte de rețetele noastre au venit urmate de la școală. Am tot nevoit să rămânem asta. Ce să zic? Starea este una de expectativă. Așteptăm de la o zi la alta, de la o oră la alta, să vedem care sunt comunicațiile oficiale, să vedem dacă ne-am invitat de cum să mai vin sau ne închidem de tot poate. În anumite zone e mai bine, în anumite zone este mai dificil. În asta sunt în care, în special în marile orice, ce să zic, supermarketul a impus niște restricții, niște reguli, de exemplu, Marea Britanie, ceea ce pentru ei este absolut inexplicabil și inacceptabil. Marile suprafețe, marile supermarketuri, în momentul de față, se accesc la coadă afară. Și nu vor lăsa să intre decât un anumit număr de oameni. Motiv pentru care unul dintre colegii mei de acum n-am zis niciodată în viață, nu am stat 50 de minute ca să vin un pensul cu cumpărăturile. Nu este vorba de o raționalitate, ci pur și simplu de a menține acele distanțe de siguranță, de a avea o atmosferă destul de degajată. În rest, până în momentul de față, eu nu pot să mă plâng personal, prin prisma faptului că lucrurile au fost acceptate de oameni și cât de cât respectate, nu sensul în care dacă mă duc la butărie, la butărie, majoritatea, de fapt, centrurilor care au, care au contact direct cu clientul, au montat un fel de ecran de plastic. În butărie, de exemplu, nu are voie să intre decât o singură persoană. Odată, la fel se întâmplă în toate micile buticuri, mai în oraș, să zic că este o sferă de duminică după-miază. Iar în rest, personal, încă o dată, la mine mi-e chiar rush în momentul de față, pentru că e-comerțul merge stâmpelor, aburând, aburând în momentul de față, cu vânzări de, la nivelul Black Friday, să vă spun sincer. Numai că vin tot felul de urgență cauzată de faptul că ăștia nu sunt pe tot în toată Europa. Motiv pentru care aveam tot felul de restricții în livrarea către clienți, pe toată Europa. Trebuie să implementeze aceste lucruri în urgență, în așa fel încât să nu omori, dacă vrei, experiența clientului. Se mai lucrează, nu se mai lucrează? Care e situația acolo? Se mai merge și la serviciu? Se mai lucrează și nu se mai lucrează. Încă o dată. Se mai lucrează și nu se mai lucrează. Problema cea mare, cel puțin în zona în care suntem noi, în zona de sud, lângă Tunuz, este Airbusul, care în momentul de față, bănuiala mea este că cu greu face față acestui provocări. E o provocare care va plăti, dacă trebuie ieși de aici încolo, foarte mult, trebuie să facă cu un lucru. În workflow-ul Airbusului, dacă pe linie ai întârziere o oră la intrarea pe linie, asta înseamnă că avionul la ieșirea de pe linie va fi gata cu o lună întârziere. Imaginați-vă ce înseamnă în momentul de față câteva săptămâni, luni, deci mași tehnic. Deci i-a bulversat total. Ăsta este motivul pentru care foarte multă linie aeriană în momentul de față cum ar fi EasyJet-ul, care aici operează foarte, foarte mult, și-a suspendat toate zborurile,
și investițiile. Vorbim de investiții de 4,5 miliarde de euro. Acum, noi comportăm cu bine și cu rău. Poate că mai greu pentru copii în vorbă, pentru că zice că se chestia asta acasă. Adică, trebuie să vă gândiți. Am un copil de 7 ani care de 30 de zile aproape face doar niște misterne care vin de la școală și în rest tati, ne mai știam în joc, tati, pot să fac așa. Și dacă vremea nu e bună și nu-ți permite să ieși afară, decât în jurul casei sau în curte, copilul ăla se răspărăce. Acum noi am fi vrut să venim în țară, că sunt interstitina, pentru că nu am niciodată nicio mare sărbătoare acasă. Urma să cumpărăm bilete chiar înainte de intrarea în toată nebunii în psihoza asta generală. Și nu l-am mai luat până la urmă. Îmi pare sincer rău, încă o dată, pentru noi Paștele e o sărbătoare specială, e o sărbătoare care se face familie, cu tot felul de tradiții pe care încă o dată copiii mei nu le cunosc. Mi-aș fi dorit foarte mult să le aduc acasă de sărbători, dar nu se poate, nu se poate să se poate. Da, dar rămâneți acolo și, mă rog, există posibilități de comunicare, mai stăm și noi de vorbă, vedem care este situația. Radu, ultima întrebare s-a referit la spitale, cum fac față medicii acolo, care este situația? În Franța situația nu este cea mai bună, în sensul în care casa se poate nu neapărat, aici nu este neapărat dacă vrei parte logistica. Deși am avut timp că avem o criză de măști și așa mai departe, să se consumă mai mult decât se produce și nimic nu se consumă, nimic nu se produce în Europa, cam la cantitatea necesară, dar ce merită menționat? În cazul totul a fost de la centrile spitalului. Adică, pentru a gestiona această criză, DSP-ul cum a venit, a făcut planul și nu guvernul. Și planul a venit practic de jos în sus, urmând sau poziționându-se pe infrastructura deja existentă. N-a venit guvernul să spună, facem așa și pe dincolo. Ce a venit, s-a dus de DSP-ul și a spus, doamne, noi acum ați fi asistat. Putem să mutăm aceste cazuri acolo. Cazurile care nu se reduc urgente din start din joc, creăm un culoar unic de acces, adică nu ne plimbăm pe aici pe acolo cu unde vrem noi. De exemplu, directorul, care este profesorul doctor, care este directorul CHU-ului, Centrul Universitar al Mondiatului, a intrat prin seama în contribuire cu primul ministru și a spus clar, aveți demisia matematică dacă nu sunt testați cu prioritate, personalul medical. Ceea ce este absolut normal. Toți medicii au fost inchiziționați, inclusiv trebuie să înțelegeți că inclusiv medicii de medicina muncii în momentul de față fac 112, dacă vreți. Vin în suport la un serviciu 112, pentru că în frate serviciu. Ei fac trierea, prima linie de triere, pentru că așa se sunt toate. Nu există atât de multă sensă, că nu cred că sunt pe toată lumea. Primul ministru a declarat foarte clar, el este conștient de faptul că numărul cazurilor poate să fie de până la 10 ori mai mare în realitate, însă totul a plecat la cadrele medicale, nu de la niște birocrați, nu de la niște, nici măcar la noi, nici mai puțin. Da. Radu, îți mulțumesc pentru intervenție. Suntem încet spre finalul emisiunii. Sănătate vă dorim, chiar dacă de sărbători nu veți veni acasă, iată, din ce în ce mai mulți cu care sunt de vorbă rămân acolo unde trăiesc acum, departe de casă. Sănătate vă doresc, ție și familie. O seară bună de asemenea. Claudiu, oameni care s-au stabilit de mulți ani în afara țării, parcă, mă rog, doreau să vină acasă, cam toți doreau să vină acasă, dar au renunțat. Sunt însă și cei care vor veni acasă și aceasta este o certitudine. Mulți vor ajunge acum de sărbători. Dacă scapă, ajung acasă, dacă nu, intră în carantină și izolare.
Nu, în mod normal ar trebui să intre în... Nu, zicea că scapă cumva, că am văzut că sunt tot felul de trebuie situații, să fie coboară înainte conștient de... Conștient și responsabil. Intră pe jos, nu știu, sau, sau se descurcă română. Dincolo de prevederile Constituției, care zice că granițele nu se închid pentru cetățenii propriei țări, e vorba de... Noi ca oameni, până la urmă, sunt Paștele, oamenii, cei care vor, pot să vină acasă. Până la urmă e normal, nu, natura umană e diferită. Unii decid să rămână acolo unde sunt, alții vor neapărat să vină acasă. Și au făcut calcule că vin acasă cu... două săptămâni înainte, intră în carantină, dar asta ar trebui să fie obligatoriu. Niciunul din cei care vin din străinătate să nu încerce să fenteze autoritățile și să intre în carantină așa cum trebuie și după aia să meargă acasă în familie, dar să respectă în continuare restricțiile impuse în România. Da, premierul Ludovic Orban anunță în această seară că numărul de testări pentru coronavirus va crește la 3.000. După ce va trece pandemia asta, noi tot o să continuăm să testăm, pentru că nu o să ajungem niciodată la un număr satisfăcător de teste pentru a avea o imagine a ceea ce se întâmplă. Și o declarație halucinantă a Ministrului Sănătății spune că nu există o evidență a bolnavilor, iar medicii nu știu nimic la spitalul din Suceava. Deci, practic, acolo situația este scăpată de sub control. Total. Probabil că focare peste tot, în toată localitatea, în tot orașul. Și a mai fost săptămâna trecută o declarație, sau zilele trecute, tot dinspre Ministerul Sănătății, Ministrul Sănătății, că ar fi peste 1.000 de cetățeni posibil infectați care umblă liber pe străzi. O declarație halucinantă, care nu numai că induce panică, induce dezastrul în... Închei, am mai spus-o. Deci din punctul meu de vedere, noi ar trebui testați în primul rând. Nu suntem noi experți, ne dăm noi experți la televizor sau că le știm noi pe toate. Dumnezeu, ar trebui testați și care ne salvează, domnule. Exact. Dacă nu mai sunt ăia, cine ne mai salvează? Personalul medical, veterinari, în primul rând, de la medic până și la, de la... Medici, asistenți. Infirmieri, toți cei care sunt acolo în spital, brancardieri, toată lumea, ambulanțieri, după aceea, la ambulanță, la fel, asistenți medici, ambulanțieri, la DSP, la fel, că intră cei de la DSP în contact cu o grămadă de, cu cei carantinați, practic. După, sunt acolo. Jandarmeria, poliția, PIS-ul. Bineînțeles, dacă toți pică, care sunt în stradă în aceste zile. Dacă și pică care... liniile astea, nu rămânem. Poliție, jandarmerie, ISU, poliție locală, toți cei care sunt în spuși. Este cel mai important. Cel mai important. Dar nu știu care este logica autorităților, poate chiar habar n-am. Și crede-mă că n-am înțeles logica, logica pumnului în gură sau a lipsei de transparență din ultimele două săptămâni. Nu am înțeles ce s-a urmărit. Ce s-a încercat. Avem încă un telefon și este ultimul, încet încet ne apropiem de finalul emisiunii. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Bună seara. Să trăiți, bună seara. Să trăiți, domnul Gem, sănătate, domnul Claudiu. Să trăiți. Practic, am venit din Anglia, am lucrat acolo cu soția, am ales ca să, oricum ne întorceam, era plănuit că înainte de sărbătorile pascale să ne întoarcem cu două săptămâni. Practic, ce s-a întâmplat, am încercat să venim mai repede pentru că avem copii aici și, mă rog, era o alegere că trebuie să o facem. Suntem în izolare după 22, am respectat totul, cei de la DSP n-au sunat, imediat cum am ajuns, totul a decurs ok. Practic, suntem puțin așa, cam... Nu supărați. Acum alții ne critică, alții ne înjură. În ce zi sunteți de izolare? Suntem în al 12,
11. 11. A avut 3 zile, da, până duminică. După care s-a încheiat perioada. Da, s-a încheiat perioada și practic respectăm ce a dat ordonanța cu numărul 4, nu? Carantină pentru toți, doar la cumpărături și... Da. Practic, da, se încheie această perioadă, să înțeleg, fără testare, fără o verificare medicală. Păi, am ținut legătura cu medicii de familie. N-au apărut simptome, n-au apărut nimic. N-au apărut simptome, sunt foarte bine. Chiar mă bucur că nu s-a întâmplat și nu a apărut nimic, pentru că am rămas închis, n-am luat contact cu familia, cu părinții, cu copiii care sunt la țară. Nu, n-am vrut să mergem la țară, m-am preferat să rămânem aici la apartament, în Târgu Jiu. Pentru că, na, asta sunt și am ținut la sănătatea lor, în primul rând. Chiar dacă alții ne critică că de ce am venit în România. M-am venit că asta e țara noastră. La urmă, ori acum, ori mai târziu, tot trebuia să venim. Bineînțeles, e dreptul fiecăruia să decide dacă vine în țară sau dacă nu vine în țară. Da, problema este cu această respectare a dispozițiilor din fiecare stat. România, de exemplu, impune carantina și izolare. Da, mai... deci eu apreciez țara sau ministrii care au dat legea ca toți cetățenii și fac apel prin acest telefon ca toți să respecte, pentru că e bine pentru noi toți. Cu cât stăm mai strict, cu atât cred că o să treacă mai repede. Ați avut sprijin din partea autorităților locale în această perioadă? Foarte, foarte puțin, domnul Claudiu. Practic, am sunat la DSP, DSP-ul ne-a spus că un domn nutriționist a făcut acolo o probă că fiecare cetățean poate să trăiască cu 30 de lei pe zi. Asta ne-au anunțat cei de la DSP și a spus că domnul, când a spus seara, luni seara, când ne-au sunat, vedeți că aveți 30 de lei alocați de la 300.000 lei. Da. 30 de lei alocați pentru fiecare persoană ca să primiți alimentă din partea primăriei. Și nu mulțumim și așteptăm. Și am așteptat, a venit duminică și a dat după săptămână, s-a trecut la noi. Mă rog, mulțumim pe calea asta domnișoarei polițistă de la locală, pentru că am sunat disperat, n-aveam apă, n-aveam pâine. Și m-a venit personal, i-am dat banii tot așa în pungă, cu mănuși, dânsa cu... Vă rog, cu mască. Cu mască, da. Așa. N-a luat pâine, n-a făcut piața de lângă Profi. Îi mulțumim pe care asta și respect pentru domnii polițiști de la locală care a făcut gestul ăsta. Și a spus că o să ia fugat telefonul și o să se rezolve și o să facă și duminică n-am trezit la ușă cu o sticlă de ulei, foarte puțin, în fine, nu mai contează, foarte puțin alimente care două persoane nu pot să mănânce două săptămâni. Deci bătaie de joc. Deci dacă guvernul a dat ordonanța de urgență numărul 4. Ordonanța militară. Da, ordonanța militară numărul 4. Cer scuze, am foarte mari emoții. Și eu cred că și pentru cetățenii care au venit, care vin, care sunt în carantină, care sunt în izolare, cred că ar trebui să spună la fiecare primărie în parte ce să facă și cum să facă. Pentru că dacă noi trebuie să respectăm legea, să rămânem închiși, izolați 14 zile, cred că s-au gândit și la persoanele astea, așa cum sunt. Unii care ne critică, alții nu. Că nu putem să ieșim să ne facem piață, să mâncăm, să ne cumpărăm ce ne trebuie. Da, corect. Înseamnă că altcineva trebuie să ocupe de acest lucru. Da, și nu s-a ocupat nimeni. Am sunat astăzi la primărie, a spus că mă sună înapoi la ora 1 și jumătate, la ora 5 am văzut că nu m-a sunat nimeni, le-am spus că sunt două persoane, că n-avem apă, n-avem pâine, s-au terminat proviziile. Dom'le, n-aveți părinți? Păi, doamnă, dacă noi suntem obligați să stăm în casă și să nu facem, să nu ieșim la contact cu nimeni, dumneavoastră sunteți obligați să ne ajutați cu asta 14 zile. Că o să vadă, că o să facă, că nimic. La ora 7 am sunat de nou și n-a spus un domn că o să ne treacă pe listă de urgență, nu știu ce a spus dânsul acolo, că n-am înțeles mai nimic, că a spus că nu poate să ne rezolve, că el nu poate să facă nimic.
că doar să înaintez o listă, și atât. Și am sunat la dumneavoastră ca să întreb ce și cum. Da, am înțeles. Primăria, ce se întâmplă, dacă... Stați un pic, deci dumneavoastră sunteți în a 11-a zi de izolare și doar duminică au venit la dumneavoastră și v-au adus o părticică de alimente și apoi n-au mai venit deloc. Nimic, domnule. Regula care este? 30 de lei pe zi pentru fiecare? Pentru fiecare persoană de două ori în 14 zile. Păi prima dată dacă a fost acum, deci oamenii sunt în a 11-a zi, da? E joi. Au venit acum 4 zile. În ziua 7 au venit odată, când s-a pogorât Sfântul Duh și la când final, mai vin? Când ies oamenii din izolare. Când? Dacă nu răspund nici la telefon, nu spun, băi, oameni buni, e vă mai aducem că... de seară, mâine la 5. E bine că poliția locală a fost operativă și a mers și v-a ajutat. Poate da, deci, mai apelați la tot la poliția locală, dacă nu. Doamna de la telefon care mi-a răspuns, am rugat-o frumos, m-a văzut că sunt disperat, că nu știam, vreau să credeți-mă, vreau să stau la parter să mă duc să iau pâine și acolo, pentru că măcar atât. Și m-a spus, stai liniștit, nu face gestul ăsta, pentru că cum te prindă, nu stă mamangă și riști o amendă foarte mare. Da, și da, încă 14 zile. Da, foarte bine că n-ați plecat, iată, sunteți un exemplu. Tensa s-a oferit, încă o dată îi mulțumesc și Dumnezeu să-i dea multă sănătate la întreaga familie și s-a oferit dânsa personal când a terminat la ora 6 seara sâmbătă. Foarte bine, sunt de apreciat acești astfel de exemple și merită... Eu vreau să vă întreb, că dumneavoastră sunteți la curent, domnul primar, domnii care se ocupă de chestia asta, pentru că cei de la DSP au spus că primăria am sunat și a spus că e ANAMA, al domnului Lemnaru. Deci, primăria se ocupă de cei autoizolați, domnule, și nu se direcția, cumpără alimente, nu direcția de sănătate publică. Primăria găcită, da, are alocație niște bani pentru special pentru treaba asta și dacă v-au trecut pe listă și v-au adus o dată, nu trebuia să mai faceți nimic. Ei peste nu știu câte zile cum calculează ei, trebuia să vină din nou să vă aducă pâine, apă și cele trebuincioase. Sigur, 100%. Pot să dau înapoi și să ia înregistrările care n-au... Nu, că știm. Nu că dumneavoastră aveți dreptate, nu m-ați înțeles. Deci 30 de lei pe zi pentru 14 zile, la două persoane 60 de lei pe zi. Dacă ei v-au adus în ziua 7, trebuia să vă aducă de... În ziua 7, cel puțin trebuia să vă aducă de... 420 de lei, da. 420 de lei, adică... Se adunau ceva alimente, suficient, da, încât să vă ajungă de atunci o până săptămână, da, pe toate cele două săptămâni. Domnul Claudiu, vedeți că în ultimul ceas de moarte, deci totuși ne furăm. Unde se duc banii ăștia? Bă, nu știu, eu într-o seară mi-a trimis o persoană listă cu alimentele, da, cu alimente și erau destule, din punctul meu de vedere, erau destule alimente. Din ce mi-a trimis persoana respectivă, la acea vreme lipsea doar pâine. Da. Și am și vorbit cu primarul în seara respectivă, da, și spunea că... Dar ce îmi spuneți dumneavoastră acum e... Păi vedeți că domnul primar poate nu știe. Domnul primar poate era ca pe timpul Ceaușescu, cine l-a prins, noi că noi l-am prins. Păi nu, cu siguranță nu știe, vă dați seama că... E și varianta asta. Nu controlează primarul fiecare traistă care pleacă spre o familie de autoizolați. Păi da. Vedeți, Ceaușescu știa că în țară avem de toate. Și în schimb ei făceau și noi n-aveam la cartelă totul. Așa și acum, cu chestiile astea. Deci, domnul primar, trebuie să se ducă pachete de 30 de lei pentru fiecare și în schimb să pierd pe traseu. Doamne ferește, se întâmple așa, face, sesizarea e făcută în seara asta la emisiune, poate și verifică cineva până corect una alta. Chiar au verificat, am dat telefoane și la poliție, polițaiul de la Comunături a răspuns că au băi, ce să fură de tot, foarte urât, foarte urât. Ți-am zis, domnule, dar dacă mă prind în stradă, îmi dai amendă, că am încălcat legea, da. Și atunci m-a spus, de ce nu vă respectați? Păi ce spune un ordonanță aia acolo? Da, corect, așa este, pentru că oamenii sunt împinși în stradă dacă nu au alimente. Ceilalți mai mari decât noi, de ce nu respectă? Și mai spun, domnule, românii sunt nebuni și iasă în stradă, iau de ce au făcut, iau de ce fac. Păi, ce facem dacă nu...
Nu, domnule, aveți dreptate. Sunt unii care, într-adevăr, exagerează și pleacă, au cerințe dintre astea. Pleacă fără motiv, da. Așa, cer somon, filmez sau nu știu ce chestii genul ăsta, dar dumneavoastră aveți dreptate că majoritatea oamenilor sunt de bun simț și vor, în general, alimente de bază dintre ăștia. Și le e frică să nu-și infecteze familiile, exact. Să nu-și îmbolnăvească rudele. Trăiesc cu frica în sânt, cum se spune. Am văzut în localități care, mai departe de Târgu Jiu, care tot la fel, primarii nu, nimic, Motru, Samarinești, mă rog, nu mai dau nume, câte și câte vorbesc cu ei și în continuu. Da. Da. Să știți că suntem la finalul emisiunii, mulțumim pentru intervenție, poate cineva va verifica situația aceasta și, de fapt, toate situațiile, toți aflați în izolare, pe toți cei aflați în izolare, o seară bună să aveți. Să trăiți sănătate și vă doresc multă sănătate și tuturor oamenilor din toată lumea. Sănătate și cei care vin acasă să respecte izolarea și carantina, într-adevăr. Să stăm în casă liniștit și chiar dacă primările nu-i ajută, să sune la altcineva care până la urmă îi va ajuta, chiar și la poliția locală. E bună orice variantă. O seară bună să aveți. La fel și dumneavoastră, iată că unii nu vin, unii vin până la urmă, Claudiu, în țară de sărbători și e bine să rămână acolo în izolare dacă tot se hotărăsc să vină, pentru că pleacă din izolare, se duc, ies. Unii am văzut că au mai făcut și petrece. De cauză. Dacă nu ai pâine și apă în casă și nu vine nimeni, nu ai prieteni, nu ai rude, nu și ai eu nu sau părinții la țară sau așa și nu vine nici primăria, eu nu cred, mai ales cum e telespectatorul care a sunat, că e atât de inconștient, dacă are grea de comparație, să se ducă să-și infecteze părinții la țară, că a spus că sunt la țară, copiii, nu cred că sunt atât de nesănătoși la cap să facă treaba asta. Deci oamenii, majoritatea vor să stea acasă, vin în izolare, știu că își asumă niște riscuri, poate și acum asimptomatici cum sunt, Doamne ferește, pot să transmită, să se ducă acolo, trăiesc cu riscul ăsta, cu panica asta, cu teama asta, dar sunt și, e adevărat, că nu există pădure fără uscături, dar e bine să facem, că acum suntem încă într-o perioadă în care putem să verificăm aceste situații, aceste neajunsuri, să sperăm că nu o să ajungem în momentul în care avem sute, mii de infectați în fiecare localitate și atunci deja lucrurile se discută într-un alt palier. Declarație, iată, care vine în susținerea celor spuse de Alexandru Rafila, șeful Institutului de Microbiologie, declarație de acum câteva minute a ministrului Sănătății, Nelu Tătaru, spune același lucru la TVR, că vârful epidemiei de coronavirus va fi în a doua jumătate acestei luni, 20-25 aprilie, zic eu, asta înseamnă a doua jumătate, după 15 aprilie, iar finalul, atenție, finalul actualei stări ar putea veni la finele lunii mai. Adică la începutul verii, aceasta este varianta optimistă a autorităților, un mesaj transmis de Ministrul Sănătății. Probabil mizăm pe ideea că se va sta încă o săptămână, două, trei, patru în casă și se va rupe lanțul ăsta de transmitere a virusului, dar se anunță 200.000 de români din afara țării. Dacă că sunt locuri de carantină în Gorj. Că vor veni. În România, zic, în România, că vor veni și în România și în Gorj. Se ocupă absolut toate locurile de carantină și întotdeauna trăim cu speranța că nu vom ajunge în acea zonă neagră și vom trece cu bine peste toate acestea. Deocamdată Gorjul, dar să nu ne culcăm, bătăm nici cu apă, zice, Gorjul este undeva la coada clasamentului în ceea ce privește numărul de infectări, dar nu știm niciodată cât sunt cu adevărat infectați, doar 7 cazuri în județul nostru. A apărut Claudiu în seara aceasta, era Harghita cu minus acolo, a apărut un caz cu zero. Un caz și în Harghita și practic harta țării este completă la această oră din nefericire. Am încheiat și noi emisiunea aceasta, am făcut un tur de pe cât am putut în zonele din Europa greu încercate. Am vorbit în Anglia cu un târgujian, am vorbit în Italia cu un târgujian, am vorbit în Franța cu un cetățean din Gorj și toți ne-au spus că rămân acolo, nu se întorc. Unii se vor întoarce însă, dar e bine să știe că trebuie să intre în izolare și în carantină să își protejeze rudele, să își protejeze viața familiilor, să nu trăiască
pentru restul zilelor cu gândul că ar fi putut fi cauza decesului părinților sau bunicilor sau altcuiva drag. Deocamdată atât în această seară. Claudiu, mulțumesc pentru participare, mulțumesc dumneavoastră că este seară de seară alături de noi și încercăm să vă dăm informațiile bune și pe care reușim cu greu uneori să le obținem de la autorități, astfel încât să știm cu toții pe ce lume trăim și pe ce ne putem baza. Rămâneți alături de Tele3, toate cele bune!